istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Războiul din vecinătate ne pune la încercare viețile în alt fel, dar cu cel puțin aceeași intensitate ca pandemia și cu efecte care mă tem că nu se tratează cu ceai de tei, după cum ne recomanda astăzi guvernatorul BNR. Războiul și Putin au devenit și vinovații de serviciu pentru ceea ce ar trebui să răspundă clasa politică. L-ați auzit, nu-i așa, pe președintele Iohannis, care spunea Putin este de vină pentru inflație. Că e sau nu e de vină pentru inflație, întrebarea rămâne și o întrebare cheie. Când se va termina această nebunie? Ni se pare că vedem semne de slăbiciune la Kremlin, o păturică, o mână care ar tremura. Apar speranțe că miroase a sfârșit, dar este foarte posibil să vedem ceea ce am dori să vedem și ceea ce am dori să se întâmple. Așadar, dacă miroase a sfârșit, dacă sfârșitul e aproape, este una dintre întrebările la cheie la care ne va răspunde invitatul meu din această seară, un invitat în care știu că publicul Europa FM are mare încredere și are toate motivele să aibă mare încredere, conferențiarul Armand Goșu, cel mai bun specialist român în spațiul ex-sovietic. Armand Goșu a revenit recent de la Chișinău, a văzut starea de spirit de acolo, știe ce se întâmplă în Transnistria, cum se gândește la Tiraspol, care e în mod real pericolul ca Basarabia să fie până la urmă totuși atrasă în acest conflict. Bună seara, Armand Goșu, bine ai revenit la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, Ioana Dogioiu. Armand Goșu, 9 mai nu a dus niciuna dintre negrele așteptări care erau vehiculate. Am avut un discurs fără mari revelații al lui Vladimir Putin cu păturica pe genunchi și foarte multe speculații privind starea lui de sănătate. Ce ne-a arătat acest 9 mai de la Moscova? Că se apropie cumva finalul, după cum speră lumea? Deocamdată ne-a arătat o schimbare de ton, o schimbare de, de retorică. Președintelui Putin, nu s-au confirmat scenariile negre în care ne-au fost prezentate în ultimele săptămâni. E o schimbare importantă. Putin n-a mai vorbit nici măcar de denazificare, nici de ocuparea Kievului, nici de narcomanii și drogații politicienii ucrainieni, nici măcar n-a spus că Rusia vrea să ocupe întregul Donbas, regiunile Donetsk și Lugansk integral. Deci sunt mulți pași înapoi, dintr-o dată. N-a spus nimic de Herson. Din punct de vedere militar, politic, pe relația cu Ucraina, nu ne-a adus nimic nou. Din contră, ne-a băgat într-o ceață și mai mare și presupunerea mea este că el se pregătește pentru o ieșire fără câștiguri teritoriale, fără nimic. Adică de vreme ce tu nu ți-asumi nimic, deci nici măcar programul anunțat în dimineața de 24 februarie, se pare că nu mai e valabil acela cu denazificarea și nici măcar regiunea Donbasului integral, ocuparea ei, eliberarea ei, salvarea de genocid. În schimb, narațiunile cele antioccidentale pe care le cunoșteam, antiamericane, luptă cu America, astea le-a repetat Putin, dar eu cred că mai degrabă a fost un discurs adresat publicului intern. Se concentrează, observ, din ultimele luni pe publicul intern și mult mai puțin pe publicul extern și asta mie îmi explică de ce în acest moment practic militarul domină politicul, adică din punct de vedere militar în teatru de operațiuni ce se întâmplă acolo devine mai important decât obiectivul politic. N-am mai vorbit de niciun obiectiv politic important în legătură, în relația cu Ucraina. Asta mi se pare important de reținut. Ai spus că Putin începe cumva să se gândească la ieșire?
la o ieșire fără victorie. Da, pentru prima dată mi se pare, da. Da. Și propaganda de la Moscova pare să fi schimbat oarecum tonul. Există mesaje deja în care se vorbește despre faptul că armata nu prea mai are de unele și de altele. Era un ofițer care spunea asta la televiziunea publică, din care până acum era cu rachetele. Acum, da. Propagandistul șef, sau unul dintre propagandiștii preferați ai lui Putin de la aceeași televiziune, spunea că e cam rușinoasă treaba asta cu armata și că nu merge prea bine ce se întâmplă. Este o pregătire, începe pregătirea poporului rus pentru momentul în care ieșim discret cu coada între picioare? Sau? E greu să iasă cu coada între picioare? Da, mi se pare că este o pregătire pentru adevărul pe care mai devreme sau mai târziu rușii îl vor afla, și mai degrabă mai devreme decât mai târziu, pentru că numărul de morți e mult prea mare, chiar dacă tinerii care au murit pe front sunt din satele Siberiei, din Orientul îndepărtat și nu din marile orașe. Informațiile, confirmările despre morți pe rețelele sociale, astea încep să vină. Cifra e înfiorătoare, e mult prea mare, mult, mult prea mare. Asta nu ar trebui să ne facă pe noi să, nu știu, să coborâm doza de adrenalină, să lăsăm pumnii jos, pentru că Putin se pricepe. Păi, și asta era întrebarea, n-ar putea fi un bluf în care tocmai așa să tragă pumnii în jos? Da, s-ar putea să fie ceva, o acțiune coordonată. În același timp, cum să spun, Putin e un luptător de judo, da? Și el are mentalitate de KGB-ist. El gândește orice operațiune politică ca pe o operațiune de securitate. Deci el întotdeauna va specula cea mai mică neatenție ta. Nu știți în judo cum e. Te așezi, te echilibrezi, ești foarte atent la adversar, cum l-ai simțit, reflexe, că nu-i atent, da, cum l-ai trântit. Bun, așa face și Putin cu restul lumii, cu Occidentul. Vrea să trântească pe tatami. Bun, după 9 mai însă s-a întâmplat ceva foarte important, mai precis astăzi s-a întâmplat ceva foarte important, decizia Finlandei de aderare la NATO. Schimbă, granița este uriașă a Finlandei cu Rusia, istoria e complicată, practic NATO ia ca ajunge, chiar ajunge acum foarte serios la granița Rusiei, în modul cel mai... Nu aș exagera, dacă ne uităm pe hartă, o să vedem că totuși granița Rusiei, cât e Finlanda pe granița mare a Rusiei, dar sunt pe graniță acum. Sunt pe graniță. I-a ajuns la graniță. Și chiar și cu Finlanda, chiar și cu Suedia, granița pe care NATO va avea cu Rusia rămâne foarte mică. Dar e directă. E directă și într-o zonă sensibilă, vorbim de nord, vorbim că pe acolo trec conductele de gaz, nu, Yamalul, Nord Stream 1, Nord Stream 2, care nu funcționează, vedem dacă mai funcționează Nord Stream 1. E un game changer acest moment? Nu poate să fie. Adică îl va enerva? Sigur că îl va enerva, sigur că rușii protestează, dar n-au ce să facă. Momentul este dominat de războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei. În alt context era greu de imaginat că Finlanda va adera la NATO. Finlanda și Suedia, adică ai două armate foarte puternice. Finlanda a avut un status special în cadrul Imperiului Rus. Finlanda a fost provincia Imperiului Rus, Marele Ducat al Finlandei din 1809 până în 1917. Independența Finlandei a fost recunoscută de către Lenin imediat după ce a fost declarată. Finlanda a avut o relație domoală cu Uniunea Sovietică, mai apoi și cu Federația Rusiei, o relație de încredere. Finlanda a fost, dacă vreți, anticamera prin care Rusia a reușit să comunice cu Occidentul chiar și în momentele de criză. Helsinki e locul nu în care se întâlnesc liderii lumii. La Helsinki s-a semnat acordul. La Helsinki s-a negociat. Nu, unde s-a întâlnit Trump cu Putin? Helsinki, da? Ăla e locul care se au loc astfel de contacte. Ori, dintr-o dată, rezultat în urma agresivității Rusiei, Helsinki basculează în tabăra occidentală și o face așa, brusc și oarecum neașteptat pentru Rusia, deși Rusia avea motive să fie atentă, că au mai fost declarații care indicau această schimbare de atitudine în ultimii ani.
Semnale de final ar putea veni și de la Emmanuel Macron, care a făcut o declarație revoltătoare pentru mulți, și anume că Rusia nu trebuie umilită. Finalul nu trebuie să înseamnă umilirea Rusiei. Este și acesta un semnal că se caută o ieșire pentru Putin? Putin caută o ieșire și Occidentul ar căuta să-i ofere o ieșire? Bun, Occidentul i-a oferit mai multe șanse să iasă din criză. A fost anul trecut, în decembrie. Mă refer la momentul acesta, după Bucea, de invazie. Mai greu să-i mai ofer ceva după Bucea, nu? Deci atunci cum trebuie să-l citim pe Macron? Macron e într-o logică a Franței regale, care vrea să-și recapete statutul de mare putere. Are președinția Uniunii Europene. Vine dintr-o țară care în care anti-americanismul de la universități până la clasa politică a devenit ideologie oficială și nu poți să fii anti-american să sper că Uniunea Europeană, Europa, Occidentul va deveni un pol autonom de putere decât dacă te desprinzi de Statele Unite, de legătura cu Statele Unite, și pentru asta ai nevoie să faci jocuri cu Rusia, cu Federația Rusă. Deci, din punct de vedere al Occidentului, așa cum e văzut el la Paris, nu? Șansele Occidentului, șansele Europei de Vest de a se constitui într-un pol de putere și de a reduce influența americană în Europa, o să scadă odată cu dispariția, nu? Centrului de putere care era reprezentat de Moscova. Și încă o întrebare înainte de a ne muta la Chișinău. Un țar înfrânt, care până la urmă trebuie să vândă rușilor ce? Că a fost înfrânt în Ucraina și care pe deasupra a reușit să aducă Finlanda în NATO, ceea ce este absolut neașteptat și rău pentru Rusia. Mai poate supraviețui politic? Televiziunile rusești în seara asta, eu nu știu care vor fi comentariile, dar mi-e teamă că nu o să poată să facă abstracție de această evidență, totuși. Finlanda în NATO e un șoc. Până la urmă, ultima cale de acces către Occident după 24 februarie a fost trenul de la Sankt Petersburg până la Helsinki. Și dintr-o dată nici Finlanda nu mai... Finlanda, Helsinki e plin de academici ruși, de universitari din Federația Rusă, de ziariști ruși. Deci aștept cu maxim interes în seara asta să mă uit la televiziunile rusești să văd care vor fi comentariile, care e linia de comentarii. Dar un asemenea bilanț poate supraviețui Putin politic unui asemenea bilanț? Nu, nici o bună problemă. Dar practic, Putin mai poate supraviețui politic să zicem din 27-28 februarie? Mi-ai dat un interviu pentru Spot Media, ai fost Armangoșul primul care a spus că acesta este începutul sfârșitului pentru Putin, va mai dura, va mai începutul dura sfârșitului. Începutul sfârșitului pentru că a ratat, bun, îmi amintesc de interviul ăla, și explicam acolo că a ratat Blitzkrieg-ul. Da? Ei au mers pe Blitzkrieg, un Blitzkrieg de succes, și acum vezi că armata rusă, dacă a ratat Blitzkrieg-ul, e în stare de operațiuni speciale, nu poate să ocupe Crimea, poate să trimită în Siria niște soldați, mai poate niște mercenari Wagner să lucreze în Libia sau în Africa subsahariană, dar nu poate să câștige războaie clasice. Armata e praf, iar, iată, și în loc să slăbească NATO, numai bine i-au adăugat Finlanda. Armand Goșu, ai fost două săptămâni la Chișinău, o țară foarte amenințată în acest război și cu mari tensiuni, cu trimitere către România, cu siguranță. Care este starea de spirit de la Chișinău? Unii sunt destul de speriați. Se uită la știri în fiecare dimineață, acolo toată lumea, ca și în restul spațiului sovietic, oamenii urmăresc canalele Telegram, cu știri, cu ce se întâmplă, și în primul rând urmăresc fluxurile de știri, că și eu am intrat cu ei și de regiunea Odessa. Și uite, de pildă și eu din Odessa, din momentul ăsta, eu am afițină Odessa, deci știri oficiale din Odessa, și mai am Dumskaya Novost Odessa. Deci, Consiliul Local, cum ar veni, Consiliul Municipal, știri din Odessa. Pentru că există, și mi se pare cu temeiul foarte solid aici, convingerea că dacă pică Odessa, urmează Transnistria, urmează Chișinău. Acolo am mulți prieteni, o parte din discuție, ori cu asta începem, ori cu asta terminăm, este dacă o să avem nevoie
să trecem, ne poți ajuta, ne poți indica un apartament, ai niște prieteni, cine ne-ar putea caza și pe noi pentru câteva zile. Cei mai mulți au rude în Italia, în Franța, dar sunt întrazi prin România. Mi-au arătat, au valizele făcute, valize cu lucruri pregătite, sunt în portbagaj și rezervorul mașinii e plin. Deci există, trăiesc cu spaima refugiului obligativ. Trăiesc cu spaima de Rusia și sunt cifre care nu-s date publicității, nu cred că e corect să le dau, dar sunt zeci de mii de oameni care au plecat în primele trei zile de război. Când rușii s-au dus peste Kiev, când războiul, operațiunea rusească, Blitzkrieg-ul părea să aibă șanse și atunci se gândeau că după Ucraina urmează Moldova. Și zeci de mii de oameni au trecut frontiera României în trei nopți. Din Republica Moldova. Mii. Moldoveni. Nu... Și nu s-au întors toți înapoi. Sunt în România sau s-au dus mai departe? Mulți s-au dus mai departe. Și totuși un recent sondaj de opinie, un barometru de opinie pe luna aprilie, arăta că populația Republicii Moldova este împărțită. Cam jumătate condamnă Ucraina, chiar un pic mai mult de jumătate condamnă Ucraina, doar jumătate, hai să zicem, jumătate pe Putin pentru începerea invaziei, păreri destul de rezervate la adresa Rusiei, dorință de a intra în Uniunea Europeană, dar nu și în NATO, o atitudine destul de prorusă reflectă acel barometru. Nu știu în ce măsură e corect, asta și voiam să-mi spui dacă la firul ierbii este așa cum arată cifrele acelea. Acum, în primul rând, eu am mari rezerve în privința sondajelor din Republica Moldova. Cu oricine le-aș fi făcut, cum sunt el, întotdeauna am avut surprize, inclusiv cu case de sondaj din România, mi-amintesc cu groază că i-a intrat în folclorul Republicii Moldova cu Dâncu, care s-a dus să facă în toamna lui 2010 un sondaj, nu un sondaj, un exit poll. Iar diferența față de rezultat a fost de 15,6, ceva de genul. Atenție la exit poll, adică după vot. Să sperăm că e puțin mai atent ca ministrul la apărării. Bun, dacă fine, deocamdată, nu pentru asta a fost pus acolo. Glumit, România sigur. Are nevoie de o voce de propagandă. Cred că asta așa se explică prezența lui acolo. Deci am mare rezerve cu... teama de Rusie e mare, teama de Rusie e uriașă. Gândiți-vă că ei se uită la televiziunea rusești. Acum, după începutul războiului, au fost scoase calupurile de știri de pe toate televiziunile rusești, dar sunt televiziunile din Moldova care sunt rondate comuniștilor, socialiștilor, de forțelor proruse, care chiar dacă decupează știrile și emisiunile astea de dezbatere publică moscovite, ce fac ei la Chișinău, în studiourile din Chișinău, e câteodată la fel de rău și la fel de toxic ca ce taie de la televiziunile moscovite. Deci e o mare problemă de informare și apoi... E ceva, să spun, e o frică teribilă de Rusia. Că Rusia nu poate fi înfrântă, că trebuie să ai grijă cu Rusia, întotdeauna Rusia se întoarce. Deci, atenție, în Republica Moldova, spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de țările baltice, rușii, limba rusă, rușii ca etnie se bucură de un prestigiu real. E un prestigiu similar prestigiul de care se bucură rușii în Asia Centrală. Rușii sunt oameni educați. Rușii sunt cei care au diplome universitare, vin și se așează în centrul Chișinăului. Deci o teamă respectuoasă. E o teamă respectuoasă. Când pleacă băieții în armată sau pleacă la studii în Rusia, toată lumea vrea să se întoarcă cu o nevastă rusoaică. Pentru că o nevastă rusoaică îți schimbă statutul social. Deci e mult mai complicată relația între moldoveni și ruși ca să o expedieze așa într-un sondaj, și să te grăbești repede cu niște concluzii. În același timp, atenție, nici nu se pune problema că ei s-ar întoarce spre, și asta vreau să apucăm să discutăm aici, da. Adică inclusiv forțele de opoziție din Rusia nu vor cu Moscova. Sunt îngrozite de ce au văzut că se întâmplă. Nu vor cu Moscova în ce sens?
Nu vor cu Moscova în nu sens vor să intre economic. Ruși, nu vor să intre rușii să pățească ce au pățit ucrainienii. Deci vor asta. Lor le place acest joc politic. Sunt în forțe pro-ruse, dar să fie Rusia departe. Dacă se poate un ocean să despartă. Și în Transnistria? Și în Transnistria. Acolo cum e? Că despre asta nu se știe ce e în Transnistria. E un dark zone pentru noi, Transnistria. O să vă mire ce vă spun, dar și președintele Krasnoselski din Transnistria ar fi îngrozit să vină rușii peste. Gândiți-vă, el este expresia politică a grupului Șerif. Grupul Șerif ce înseamnă? Sunt niște oligarhi, nu? În primul rând e vorba de Gușan și de Kazmălăi, oameni care vin din serviciile secrete sovietice, serviciile militare. Sunt oameni super bogați, da? Sunt mai bogați decât Plahotniuc. Averea Gușani undeva la 3 miliarde, se spune. E greu de controlat. Dar suficient de bogat ca să aibă o echipă în Liga Campionilor. Atenție, România nu are echipă în Liga Campionilor. Șerif Tiraspol, atenție. Șerif Tiraspol a jucat pe Bernabeu la Paris, la Madrid, nu? Ok. El are cetățenie germană. Gușan. Are casă lângă Frankfurt, are un fel de stat major în Germania, sute, mii de oameni, are și cetățenie ucrainiană, are proprietăți undeva în regiunea Odessa, are casă la Kiev, nu știu dacă are, dar nu m-ar mira să află că are cetățenie română, dar business-urile Transnistriei sunt cu Uniunea Europeană. Aici se dovedește că se confirmă faptul că totuși nemții au avut dreptate în 2012-2013 când au insistat la moldoveni băgați în DCFTA și în acordul de asociere și Transnistria. Pune și Transnistria acolo pentru că o să-i cointeresați pe ei în comerțul cu... Nimeni n-avea de unde să știe că urmează Crimeea, că relațiile dintre Rusia și Ucraina se vor înrăutăți și vor ajunge la război și astfel Transnistria va fi ruptă de Rusia. Ori în acest moment, cifrele din 2020, ultimele pe care le-am, sau 2021, în 2020 cred că era ceva 70%, 72% din comerțul extern al Transnistriei era cu Uniunea Europeană și din tot acești 70%, vreo 60% era cu România. Deci Transnistria, enclava separatistă, e mult mai bine conectată la Occident. Nici ei nu vor îmbrățișarea asta. Credeți că Gușan sau că mai vor să intre și ei pe lista de sancțiune a Uniunii Europene? Eu nu cred lucrul ăsta. Este în Germania. În fine, face naveta. Oamenii ăștia au business-uri. Ei... Până la urmă, business-urile, ei nu sunt atât de ideologizați, nu? Ideologia lor e banul până la urmă. Dragostea de Rusia are niște limite și ea. Ori în acest moment, presiunea care vine dinspre Moscova, nu? Deschideți un front de luptă împotriva ucrainienilor. Speriații, pregătiți trupele să masațiile la granița cu regiunea Odessa, faceți o mobilizare 5.000 de oameni, cum s-a anunțat acum o lună. Nu le convine. Vor să se țină departe. Dau toate semnalele că vor să iubirea se țină de departe. La distanță. Și în același timp, îi vedeți, se întâlnesc cu cei de la Chișinău. Sunt discret. A fost cazul unui ziarist rus care de la Moscova, cel care era din grupul de 4 ziariști ruși. A fost arestat de autoritățile transnistrene separatist. A fost eliberat după câteva ori. Ieri, doi ziariști de la Digi24, de la Post de Televiziune, au fost arestați, după care au fost eliberați. Adică au grijă să nu tensioneze. Și mai apoi, e mult mai important, e prețul de la râmțe. E prețul curentului. Uh-huh. Nu? Care se negociază, care în fiecare lună se prelungește și unde Transnistria deocamdată se încearcă să fie rezonabil. Eu cred că e cel mai bun moment de până acum, în 30 de ani, pentru a rezolva criza transnistriană. Asta voiam să întreb. Nu e cel mai bun, e un moment mi se pare și că... cum se poate rezolva? Pe care e soluția? Eu cred că ei pot, iar putea să negocieze, dar nu știu dacă momentul ăsta, care e într-adevăr foarte bun, e perceput corect la Chișinău și la Tiraspol. Cred că în acest moment mai degrabă Tiraspolul e interesat în aceste negocieri,
nu? Pentru a scăpa, evada într-un fel de sub pulpana Rusiei și aș... Îmi spui atunci că nu vrea Maia Sandu? Sau cine nu dorește? Eu cred că Maia Sandu și psihologic nu e pregătită pentru o astfel de negociere. A avut și o cădere zilele trecute? Nu și-a explicat-o foarte bine. Nu a fost nimic special, n-a fost nimic deosebit. Nu știu despre ce e vorba. O cădere de sănătate, la asta mă refer. Nu, l-am înțeles, am înțeles la ce te refer. Nu se înțeleagă și publicul, să nu creadă că spun altceva. Eu cred că ea a venit cu un tip de mandat care însemna anticorupție, însemna modernizarea, însemna conectarea Republicii Moldova la Occident. Ori s-a schimbat contextul. S-a întors, da. S-a schimbat contextul. Bun, mandatul ar fi fost bun dacă contextul ar fi fost cel din 2019, da? 2020. A apărut pandemia, COVID-ul, criză, da? A fost criza energetică toamna trecută, a prins-o nepregătită. A trebuit să intervină, să găsească soluții, după care acum războiul. Iar încearcă cu disperare să facă față, reușește destul de bine, e un balet foarte complicat pe care îl face. De ce? Pentru că multă lume o critică, că de ce nu se poziționează ferm. Nu cred că ar aduce multe puncte Ucrainei dacă Moldova s-ar poziționa ferm de partea Ucrainei. Ce a trebuit să facă, a făcut. Moldova n-are armată, Moldova e stat neutru, Moldova n-are cum să intervină în acest... Mai degrabă ar încurca Ucraina dacă cumva cineva ar încerca să folosească, să utilizeze, să instrumentalizeze Moldova pe câmpul de lupt. Da. Ori cred că nici Ucraina, în mod rațional, nu-și dorește să în spatele ei, în flancul ei, cineva să deschidă un flanc de lupt. Dar revin la întrebare, care ar putea fi totuși o soluție fezabilă pentru Transnistria? Cum ai vedea-o? Eu cred că negocierile între... Negocieri pentru reunificarea țării. Absolut. Adică eu cred că în acest moment... și grupul Șerif, care controlează economic și politic Transnistria, e vorba de Gușan, e vorba de Cazman, dar în primul rând Gușan, ar fi interesat și Krasnăsescu, care e expresia politică a grupului Șerif. Gândiți-vă și Krasnăsescu, păi dacă vin rușii în Transnistria, cred că primii care vor fugi de acolo vor fi președintele Krasnăsescu și Gușan, și pentru că problema lor e alta, problema lor e că nu-i controlează Ministerul de Interne, MVD-ul local, Ministerul Securității Statului, că sunt niște structuri din Transnistria care practic sunt confiscate de FSB, de Serviciile Secrete Rusești. Deci ei vor trebui să izoleze, cum să spun, aceste grupuri de servicii secrete rusești și pentru a putea negocia ceva. Până la urmă, cu exploziile de la Tiraspol, ce a fost? Bun, foarte strani. Adică, gândiți-vă că au explodat tocmai acolo. Tocmai cred că cineva vrea să... A vrut să creeze Ucrainei teama de deschiderea unui front de luptă. Pentru că dacă vă uitați la momentul respectiv, nu era un grup de batalioane ucrainiene care avansau în regiunea Herson, eliberau sate, localități din zona Hersonului și pentru ruși era vital important să spargă acest grup de trupe și să disloce o parte din el spre granița vestică, spre Odessa, spre Tiraspol, pentru că ar fi amenințată Ucraina dinspre au încercat foarte clar și semnalele pe care le-au dat Ucraina. Atenție, sunt mai multe niveluri de comunicare. Ai un nivel public, nu? Declarația care... Și ai și alt nivel, pentru că ei comunică și la un alt nivel, nu doar la nivelul public. Și din informațiile mele sunt foarte rezonabili și unii și alții și evită provocările.
ceea ce mi se pare senzațional. Da, adică în momentul ăsta tu ai creat o bază, nu? Ai refăcut încrederea între părți și creezi o bază pentru viitoare negocieri. No, o victorie extraordinară a lui Putin. Da. A mai reușit ceva. A băgat Finlanda NATO, o să rezolve și conflictul între Transnistria. No, e minunat strateg. Dar, bun, haideți să fim serioși. Bun, acum glumea. Eu spun că e un context acum. Dar trebuie, eu, din păcate nu există în societatea din Republica Moldova o dezbatere pe subiectul ăsta. Am vorbit cu oameni care îmi spuneau, doamne, vrem să renunțăm la Transnistria, ce-i să o ia alții, să o ia Rusia, să o ia Ucraina, e o nebunie acolo. Soluția, da. Și când discuți cu demnitari, cu oameni politici, nimeni nu și-ar asuma un asemenea gest. Pe de altă parte, tu acolo ai foarte mulți români, 35% din populația transnistrean sunt moldoveni, sunt oameni care vorbesc în limba română. Da? Ai 200.000 de cetățeni ruși, ai militari ruși care au ieșit la pensie și care sunt acolo. Adică e destul de complicat. Pe de altă parte, integrarea Transnistriei în Republica Moldova, în viața politică din Republica Moldova, ia gândiți-vă că va debalansa scena politică de la Chișinău. Există acest risc în același timp. Iar nu trebuie exagerat acest risc. Pentru că vreo 20% la alegeri au votat, din cei puțini care au votat totuși pentru Maia Sandu. Mai e o zonă sensibilă în Republica Moldova, nu numai Transnistria, despre care se vorbește cel mai mult, e Găgăuzia. Problema găgăuză, cum? Care este situația în acest moment? În ultimele săptămâni am fost mai îngrijorat de ce se întâmplă în Găgăuzia decât în Transnistria. De pentru ce? În Găgăuzia... Păi aminteșteți cu câteva ore înainte de manifestațiile, demonstrațiile din 9 mai, de ziua Victoriei, cei din Găgăuzia iar anunțau că au anulat nu știu ce act al Chișinăului și că pot purta acea cocardă negru, maro, Sfântul Gheorghe, nu? După care au spus că la ei e voie cu Z-uri și cu V-uri semnele armatei ruse în Ucraina. Au apărut pe șosele cu vopsea. Era clar că cineva în... la Comrat, acolo încearcă să agite apele. Trebuie să ținem cont de faptul că e o zonă cu un specific anume. E specificul populației. Doi, e faptul că acolo în curând vor avea loc alegeri. Îi se termină mandatele Irinei Vlah și acum analiștii cu care am vorbit, care merg la Chișinău, de la Chișinău destul de des la Comrat, îmi spun că e o bătălie mare. Acolo, practic, e ultimul bastion al rețelelor criminale din Moscova, din Moldova, care au dominat anii 90. Să amintim, Arman Goșu, care este statutul Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova? Găgăuzia este o regiune autonomă. Exact. În cadrul Republicii Moldova, cu legislație separată, cu un specific al ei, are relații, au încercat în ultimii 10-15 ani turcii, găgăuzii sunt populație ortodoxă care vorbesc o limbă turcică. Da? Au încercat turcii să fie mai prezenți acolo, au reușit ei ceva, dar rețelele sunt tot rusești. E o populație cu un specific anume, care e respectul pentru bătrâni, sunt oameni care sunt scoși la vot și votează ordonat pe străzi. Și ce e mai interesant și cel mai important de reținut pentru cine face o analiză pe Găgăuzie, e vorba că rețelele lumii criminale din anii 90, care controlau Republica Moldova, au rămas încă foarte active în Găgăuzie. Și e vorba mai degrabă de Caramalac, de zis bulgarul, un lider al lumii criminale, care e condamnat pe nu știu câte procese, e refugiat la Moscova, din câte țin minte are cetățenia rusă de vreo 15 ani, și el este foarte activ în Găgăuzia, Caramalac. Vârful lui politic e un tânăr politician destul de talentat, din câte am putut și eu să observ, Victor Petrov, care acum e deputat în adunarea populară a Găgăuziei și care va candida în alegerile pentru poziția de bașcan. Deci o zonă mai sensibilă chiar decât e mult mai sensibilă în acest moment decât Transnistria, așa înțeles. Mi se pare. Ai spus că
Nu, ai spus, Armand Goșu, că nu se dorește o îmbrățișare prea mare a Rusiei, îi iubim de la distanță, în Republica Moldova, dar cu România? Cum e privită? La noi există așa inflamări unioniste, a fost un interviu al domnului Leancă, a fost un premier, care spunea că singura șansă este... Bun, acolo interesul pentru domnul Leancă e destul de mic. Nu spunem de interesul, interesul pentru temă, pentru domnul Leancă personal. Pentru temă nu e foarte mare interes. Sunt niște anumite grupări care sunt conectate la București și care sunt plătite să țină această temă foarte... E numai degrabă activitățile astea mai degrabă etno... De stil rusesc. Cam asta fac și ambasadele ruse prin diverse chestii. Cam asta fac și ambasadele României. Ceva etno cu... etno-business, să-i spunem. Etno-business fac și ruși, că dacă v-ați fi uitat la meeting-ul din 9 mai, ați văzut mașinile ambasadei rusești. Fotografiau și cine fotografia acolo? Poliția moldovenească filma, căuta oameni care au încălcat legea și și-au pus în semnele sfântului. Și erau cei de la ambasada rusă care trebuiau să transmită la Moscova informări. Dom'le, banii au ajuns, oamenii s-au achitat, au organizat manifestații. Da, la București au ajuns relatări de niște tulburări, niște confruntări între cei care strigau slavă Ucrainei și cei care strigau slavă Rusiei. A fost la început un singur caz, au fost steagurile Ucraine, care au fost chiar în fața statuii lui Ștefan cel Mare, în piață, înainte de plecare. Deci lumea a început să se adune de la 9 dimineața și au plecat pe la 10 din Piața Mare Adunări Naționale. Au fost steaguri, nimeni nu s-a atins de steaguri și cineva din mulțime a strigat slava Ucraina, dar n-a fost o reacție. Pe margine însă am văzut vreo doi moldoveni care au zis, ce căutați aici? Mergeți, doamne, la Tiraspol dacă nu vă place. Altfel, prietenii mei n-au ieșit din casă. Exista riscul de provocări. Oamenii au fost destul de speriați în ziua respectivă, când a fost meeting-ul. Au stat în casă, iar centrul Chișinăului a fost umplut, nu, a umplut în sensul de 7-8.000 de oameni, nu mai mult, nu vă închipiți, că nu au fost mai mulți, cu ruși, dar ruși din Soroca, din Bălți, aduși cu autobuzele. Erau coloane de autobuze parcate în zona centrală. Cam cum făcea Dragnea la București. Armand Goșu, mulțumesc pentru această prezență în Piața Victoriei și pentru lecția asta de istorie și pentru cine vrea să afle mai multe despre contextul internațional al anexării Basarabiei. E o nouă carte a lui Armand Goșu, Între Napoleon și Alexandru I. Cine vrea să fie informat are de unde. Mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Prieteni, rămâneți cu Europa FM, cu știrile și apoi în Clubul de Seară, desigur, cu Alina. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.